Svetlana Cârstean, ești pentru prima oară în studioul de la Hot News. Ești poeta care a luat anul trecut toate premiile de poezie. Mi-ai spus la un moment dat că n-ai ratat decât unul. Și Da, e relativ spus toate și relativ nu am ratat decât unul. Le-am luat pe cele pe care mai le-am luat. importante, cele mai importante, cel mai important dintre ele fiind premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut în poezie. Asta spune mult și asta te poziționează în elita scriitorilor din acest moment. Care este soarta poeziei astăzi, Svetlana? Soarta poeziei este să ia premii. Punct. Adică, Este da, vizibilă? este Este o ajutată? lungă discuție pe care o putem face despre vizibilitatea poeziei. Cumva, toată povestea asta cu premiile, cu cronicile bune pe care le poți avea, sunt o chestie făcută undeva în intimitate. Adică noi între noi, noi știm despre noi că se face asta, că se întâmplă asta, mai puțin în exterior, pentru că nu se pleacă de la ideea că poezia nu este o chestie care vinde sau nu este o chestie de vândut. Globul ăsta dacă ar fi spart, de exemplu, de către un focus al mediei pe poezie, consider că ea ar putea să ajungă la nivelul la care a fost cel puțin înainte de Revoluție, atunci când oamenii chiar voiau să citească poezie, așteptau să vină tinerii scriitori cu lucrări noi. Deci care sunt soluțiile pe care Cred tu le că vezi? noi trăim în diverse nostalgii, așa cum trăim în nostalgia interbelicului, că este la noi un evergreen, dacă pot să zic așa. Trăim și în nostalgia statutului literaturii și al scriitorilor de dinainte de 1990. Ceea ce a fost atunci nu poate să se mai repete, așa că atunci nu se mai poate să fie. Trebuie să creăm un alt context pentru literatură și pentru poezie în mod special. Proza românească deja începe să-și croiască drumul ei în noile contexte de editoriale. Pentru poezie însă lucrurile nu s-au scris și nu s-au spus în Și, totalitate. după tine, cum crezi că ar putea fi puse reflectoarele pe poezie? Vorbeai la un moment dat Cred în că răspunsurile date cititorilor în întâlnirea online despre această mutare a reflectoarelor către poezie. Cine ar trebui să facă această mutare? Cred că primul pas este înlăturarea unui clișeu sau a unei prejudecăți, ca aceea că poezia nu vinde sau că cititorul nu caută poezie sau că nu există public pentru poezie. De aici încep toate. De aici se redefinește poziția poeziei. În momentul în care cineva, întâi o să zic cineva, Da. o să aibă curajul de a sparge acest clișeu, cred că s-ar putea să avem mari surprize și să descoperim că există un public pentru poezie, așa cum există pentru orice. Ne mișcăm în cercuri vicioase. Este drama noastră în ziua de Acest azi. cineva crezi că poate să aibă acel statut foarte îndrăgit de către poeți, respectiv acela de a-și găsi un mecena? Mecenatul în România, de exemplu, este inexistent. Nu există în acest moment oameni cu situație financiară care să poată să susțină din dragoste pentru poezie sau din dragoste pentru literatură, să susțină financiar un anume gen de, haide să zicem, burse de care, de exemplu, burse de rezidență de scriitor, de cea de care tu beneficiezi în acest moment la Paris. Mecenatul în România nu există. Tirajele sunt de poezie și sunt Sunt mici. extrem de mici, da. Da. Prestigiul este limitat. 300, 500 de Exact, exemplare. prestigiul este limitat, expunerea este minimă, proiectele personale de promovare ale poeziei aproape că nu există. Recompensa financiară, bănuiesc, este și ea limitată. Nu există recompensa financiară, există absolut simbolic. Spuneam și în răspunsuri, vorbeam la un moment dat cu Magda Cârneci în toamna trecută, directoarea Institutului Cultural Român de la Paris, și ea îmi spunea în Franța, poeții
au fost cei care și-au făcut dreptate, să zic, care au creat, au săpat drumurile. Nimeni altcineva nu a venit să facă treaba asta pentru ei. Pe de altă parte, sigur că editurile, ceea ce mă surprinde pe mine personal, este faptul că editurile își asumă riscul de a publica carte de poezie, dar nu o promovează. Care sunt, de exemplu, aceste riscuri în momentul ăsta, în Evident România? Evident că Cartea Românească, care a încercat să-și păstreze și a reușit în felul ei să-și păstreze linia pe care a avut-o dintotdeauna, sub umbrela Poliromului de data aceasta, editura Vina, mai nou editura Cartier de la Chișinău, care face niște lucruri extraordinare pe toate planurile și a început și pe planul la București și da. Editura Brumar de la Timișoara. Deci cam acestea că există un grup al unor edituri în acest moment care acordă credit poeziei românești și care își dorește să publice în continuare poezie există românească. Există foarte multă poezie de foarte bună calitate. Avem poeți foarte buni. Asta este adevărul. Avem ce publica și avem ce promova. Nu există contextele în care poezia să poată fi pusă, în care poezia să fie pusă în valoare. Mi-ai spus că aceste contexte poeții francezi și le-au creat singuri. S-au promovat singuri, au venit cu proiectele lor, de exemplu, de promovare. În România există în acest moment, din ceea ce știi tu, există o emergență a unor proiecte personale, a unor edituri, a ministerului, a Uniunii, a unor organisme care în acest moment, să spunem, că ar putea să fie focusate pe această direcție. Nu știu ce proiecte are Uniunea, nu am participat absolut niciodată la proiectele Uniunii. Eu personal cunosc o singură formulă de promovare a poeziei, în cea lui Răzvan Supa, care face poeticile cotidianului deja de câțiva ani, pe care la un moment dat a și exportat-o via ICR și în alte țări europene, deci s-a mers la Paris, s-a mers la Praga, s-a mers la Berlin, s-au făcut lecturi publice acolo. Nu cunosc, și evident în cadrul poeticilor cotidianului se fac lecturi, nu cunosc însă un alt sistem de lectură publică de poezie. Nu știu așa ceva. De exemplu, se fac lecturi minunate la Muzeul Țăranului Român, dar se fac lecturi de proză. Pentru poezie nu știu așa ceva. Nu, în ceea ce mă privește pe mine personal, de exemplu, eu nu am avut nicio lectură publică care să fi fost organizată de către editura care m-a publicat.